Când ați venit la Paris, erați deja un artist foarte bine cunoscut în România. Ce v-a adus nou Parisul? Orice artist care vine din Est privește Parisul cu un entuziasm incredibil, cu o uimire, cu o bucurie de a-l atinge, de a atinge patrimoniul. Pentru că, într-adevăr, este un oraș mirific, Parisul. Dar se izbește într-o scurtă perioadă de dificultățile pe care le include o asemenea metropolă artistică. Deci, ca orice artist venit din Est, eram într-un fel pregătit. Mi-asumam această cruciadă pariziană. Firește, lucrurile nu sunt întotdeauna precum ți le dorești. E cel mai important aspect în Paris este să poți rezista moral și să-ți poți continua demersul tău artistic într-un mod firesc, într-un mod natural. A-ți pierde identitatea ta culturală este o foarte mare eroare. Adică Parisul este un conglomerat care te sufocă. Dacă nu vii cu ceva, nu-i propui ceva, în momentul respectiv te pierzi fără a putea să te mai recuperezi, ceea ce devine grav la un moment dat. Cu ce ați venit de acasă și ce ați păstrat din ce ați venit? Vorbesc ca stil, ca idee. În considerat întotdeauna cartea românească a fost o fel de poartă. O poartă între arta occidentală și arta orientală. Deci, venind cu această convingere și cu această matriță bine fixată care am trăit, în care am simțit, în care am sperat, Parisul nu a făcut decât să-mi convingă această părere personală. Am continuat o bună parte de câțiva ani la Paris, același demers pe care l-avem în România, legat de cultura românească, de cultura bizantină, pe care încerc să o relev Parisului cu o încărcătură emoțională care unor lipsește aici. Emoția lipsește la Paris. Poate mai mult provocarea are importanță. V-a ajutat sau v-a încurcat faptul că sunteți român? Nu poate încurca niciodată faptul că eram român și veneam la Paris, având în vedere că toată tradiția noastră este legată de cultura pariziană. Să nu uităm Barbizonul, toți artiștii noștri s-au format la Barbizon la începutul secolului. Nu. Dimpotrivă, veneam la Paris știind că aparțin unei culturi cunoscute la Paris, de care suntem mândri. Nu e vorba numai de artă plastică, trebuie să ne uităm și în alte domenii, în filozofie, în literatură,
am lăsat atâtea urme la Paris încât un român care vine la Paris, evident că poartă cu el și un fel de mândrie. Nu de mult la Centrul Pompidou a fost o retrospectivă Brâncuș prezentată magistrală, care cred că toată comunitatea românească a vibrat intens. A fost un foarte mare spectacol cultural. Evident. Se vorbește, nu? A dispărut Cioran. Cioran, unul dintre mari esteți ale limbii franceze, adică a lăsat un gol în cultura franceză. Eugen Ionescu, normal, adică sunt repere de care francezii nu se pot atinge, sunt imuabile. Au existat, au îmbogățit patrimoniul cultural francez. Trebuie să fim mândri pentru asta. Vorbesc despre arta bizantină, parizienii sunt puțin șocați, sunt puțin uimiți. Trebuie să-i provoci, dar nu trebuie să-i provoci cu armele lor, sunt saturați. Trebuie să-i provoci cu ceva care nu au, ceva care l-ai numai tu. Și în acel moment el devine curios, e incitat, încep să-i explici. E fericit că înțelege, e fericit că descoperă un alt spirit, o altă dimensiune. Așa trebuie văzută lumea astăzi. Sentimentul românesc al pământului, acel pământ, acel cer, acel spirit, acea nostalgie, acea orizontalitate despre care Blaga vorbește într-o mod atât de superb. Simți artistul român. Chiar dacă artistul român, firește, astăzi este novator, caută să amplifice, să dezvolte acea matrice, totuși el are acel miros al cerului, al pământului respectiv. Care este expoziția care v-a fost cea mai dragă în România? Curtea Veche. Toate expozițiile pe care le-am făcut în România, astăzi mi le reamintesc cu acest sentiment de afecțiune. Sunt ca niște copii, într-un fel afecțiune și într-un fel culpabilitate. Sunt ca niște copii pe care i-am părăsit, dar în același timp îi port în suflet. Dar Curtea Veche mi-a rămas parcă mai mult în suflet decât altele. Trebuie să faci tot timpul o selecție din tot ce ai făcut. Poate și pentru faptul că perioada respectivă era tulburătoare, era crispată, era colcăia în atmosferă un aer plin de sânge și de rouă, ceva care era în același timp vechiul, noul, speranța, incertitudinea, disperarea, bucuria. Era un tot. Tot atunci v-ați apropiat de Steinhardt? A fost o întâlnire a destinului care a prilejuit un fel de renaștere personală. L-am întâlnit în 85, la expoziția de la Orizont. Și de-a lungul anilor, mă rog, n-au mai fost din nefericire mulți, 5, pentru că a murit în 90, sfârșitul 89-90, în această perioadă am avut această bucurie de a mă întâlni, această revelație. De fiecare dată întâlnindu-mă cu Nicolae Steinhardt, simțeam că devin un altul. Ducându-mă la Rohia, simțeam că mă purific. Nu avea nevoie să-mi vorbească. Privirea, extraordinar cât poți transmite prin privire când ai în suflet credința pe care avea Steinhardt. Care a fost povestea coperții pe care ați făcut-o pentru cartea lui Steinhardt, dacă ar vedea-o,
Ar recunoaște-o? Păi el o vede acolo unde este. Evident. Mă bucur că pe această copertă am reușit să impun editorului care a scos cartea la Paris imaginea despre care am vorbit în expoziție în 85, mult cu Steinhardt. E vorba de o carte deschisă în natură. Steinhardt îmi spunea că are sentimentul că m-a atins umilința. Îi plăcea foarte mult acest cuvânt, umilința. Acum acest cuvânt are cu totul alte semnificații. Steinhardt îi dădea o dimensiune cu totul extraordinară. Adică, povestindu-ți de anonimul care, zugravul care făcea acele minunății la Putna, în umilința lui, în anonimatul lui, el era nobil, era major, era generos. Și încotro se îndreaptă arta? Arta se îndepărtează de om. Aici este punctul dramatic în care ea există astăzi. Ea și-a pierdut din acea valoare a ei profundă, umană. Arta se îndreaptă spre o direcție mai mult tehnică, mai mult tehnologică. Când îți spun își pierde sufletul, își pierde mijloacele. Mijloacele fundamentale artistice, limbajul artistic, este într-o transformare care nu se îndreaptă spre purificarea mijlocului artistic, ci dimpotrivă spre complicarea lui într-un aspect mai mult tehnico-comercial. Ce ați căutat dumneavoastră în orașul ăsta în care s-au format și s-au afirmat foarte mulți artiști? Parisul este un pierdătuș. Trebuie să-l atingi ca să-ți transformi visul într-o realitate. Firește, el nu este atât de superb când ești în interiorul său. Lucrurile se schimbă. E greu? Este foarte greu să ai un atelier la Paris? Am obținut prin concurs la primăria Parisului, la Cité des Arts, posibilitatea de a avea un atelier în Montmartre, un spațiu sacru. Toți am visat. În copilăria noastră artistică, tot visam să fim Montmartre. Să călcăm pe urmele lui Picasso, lui Modigliani, lui Utrillo. Într-adevăr, e superb. Dar aceste ateliere oferite de către Cité des Arts sunt efemere. Ele pot dura un an și jumătate astăzi. Odată terminat Cité des Arts, am depus un dosar de candidatură la Delegation aux Arts Plastiques și am avut șansa de a beneficia de acest atelier, atelierul Jumat. De fapt, n-am plecat. Eu sunt încă în România, fiind aici. Adică e un lucru foarte clar. Sufletește, sentimental, nu poți să fii aici. Chiar dacă îți exersezi activitatea profesională pentru o anumită perioadă în acest context.